Am revenit la emisiune. În această seară discutăm despre rugby, despre un club bucureștean care a avut rezultate bune până acum și cu siguranță va avea și de acum încolo. Este vorba de clubul Șoimi. I-aș întreba pe cei doi sportivi la ce categorie de vârstă evoluează și care au fost cele mai bune rezultate de până acum, dacă ați evoluat doar în competiții interne. Am înțeles că ai fost selecționat și în echipa națională. Da. Haideți să o luăm pe rând, așa, cu întrebările, să ne povestiți. Sunt la categoria de vârstă Under 15, la care participăm la două turnee finale, la Rugby în 7 și Rugby în 10. Pentru cei care nu sunt avizați, scuze-mă. Da, chiar apropo, pentru că toată lumea știe că rugby se practică în 15. Da? De ce 7, de ce 10, care sunt diferențele, probabil că și dimensiunea terenului este alta. O să fiți surprins poate, dar nu este alta dimensiunea terenului. Rugby în 7 este sport olimpic și este singura formă de rugby acceptată la Jocurile Olimpice. A apărut ca o formă de pregătire fizică, jucându-se în 7, dar pe aceleași dimensiuni ale terenului. De aici pregătirea fizică bună a celor care practică rugby în 7. Pe lângă rugby în 7, care noi în momentul de față îl practicăm și suntem angrenați în campionatul național, mai există o formă mai nouă în țara noastră de rugby în 10, care a fost adusă în competiție pentru a da ocazia și copiilor care nu sunt la lotul național sau celor care joacă mai puțin rugby 15 sau rugby 7 să participe în competiție, și de aceea, cel puțin pentru acest an, există și forma de rugby în 10. Asta a fost așa ca o paranteză, acum te-aș ruga pe tine să continui. La rugby în 10, care au fost cele mai bune rezultate pe care le-ai avut tu până acum? Dacă ți-mi minte așa un meci care, nu știu, ți-a rămas în minte că l-ai făcut foarte bun? Meciul de la Băicoi cu cei de la Bârlad, în care la pauză ne conduceau cu 3-4 eseuri. 19-0 era mai precis scorul și au revenit. A fost fantastic. Ați revenit în repriza secundă și cu cât ați câștigat? 24-19, dar nu mai credea nimeni, sincer. Nici ei. Daniel a făcut câteva schimbări și au revenit miraculos și spectaculos. Repet, nici noi nu știm cum. Pentru că ne-au surprins efectiv pe toți. În acel moment, toată lumea a jucat de spectacol. Nu mai aveai ce să pierzi. Și am încercat să faceți spectacol, dar iată că ați făcut și ați reușit să și câștigați până la urmă. Da, da, spune spectacol pentru că noi tot timpul avem o pleiadă de părinți care ne susțin, merg după copiii. Și fac lor o galerie așa foarte, exact, și de aceea și vocală. Au dat imbold necesar acele victorii, după părerea mea, ieșite din comun. Însă, în fața unui oraș, Bârladu, care este de tradiție, trebuie să spunem. Noi am avut acel turneu la Aurora Băicoi și cei de acolo fac o treabă extraordinară. Tot așa, pe bază de voluntariat și cu multă pasiune, au ținut acel turneu în micul orășel care cunoaște ceva timp rugby-ul, dar într-adevăr în fața... Este lucru și al treilea oraș ca mărime din județul Prahova, dacă stăm să ne gândim, după municipiile Ploiești și Câmpina. Corect. Dar în fața echipei din Bârlad, club cu tradiție în rugby, exact, și care a dat an și an de zile sportiv loturilor naționale, că nu ne referim doar la seniori, ne referim și la juniori, și a scos mari sportivi acel orășel, mă refer la Bârlad. Asta s-a petrecut la Rugby 10, unde au fost o sumedenie de turnee regionale,
iar acum suntem calificați la al doilea turneu, pentru că sunt două etape la turneul național. Pe 30 aprilie se va desfășura la București a doua etapă, pentru că prima se desfășura la Gura Humorului. Adică chiar la sfârșitul acestei săptămâni, dacă ne gândim bine. Exact. Cine dorește să vină pe stadionul? Apropo, cine dorește să vină? Bun, dar cum, unde se joacă? Unde jucați meciurile? Unde vă pot vedea, spre exemplu, cei care vor să vină să-i vadă pe cei doi sportivi? Noi ne desfășurăm activitatea pe stadionul Național Arcul de Triunf, în vecinătatea Mănăstirii Cașin, leagănul rugbyului românesc, cum se exact spune, cu sprijinul Federației de Rugby. Această cale dorim să le și mulțumim pentru sprijin. Ne găsesc în fiecare marți și vineri de la 18:30. Ideea e să vrea să vină copilul și să... Marți și vineri aveți antrenamente, să înțelegem, exact, da? Iar și pot veni, exemplu, dacă sunt părinți care vor să-și aducă copiii la rugby, poate, nu știu, odată să se uite, să-i testați, să vedeți dacă au aptitudini pentru acest sport? La noi, da, la noi de obicei așa e și acaparăm pe cei mici. Chiar dacă este mai reticent la început, eu mă duc, fac cunoștință cu el, îi spun să uită în ochii mei. Dacă este mai mic, mă adresez cu apelativul uriașu și îi spun, dacă nu vrei și nu vrei, uite, stai după bara aici, lângă teren, te uiți și când vrei tu, intervin la antrenament. Și începe să... Să prindă curiozitate, în primul rând, poate. Curiozitate, curaj și așa mai departe. Cu mulți am făcut antrenament de mână, pe mulți au fost curajoși și au spus, da, vreau să intervin din primul minut. Au fost și cazuri de astfel de curioși, să spunem, care au ajuns să practice și să fie legitimați acum la clubul dumneavoastră? 90% dintre ei. Aceasta a fost calea. Da. Au venit, într-adevăr, lumea aude de noi, în general, sunt foști practicanți care își aduc copiii, rude, prieteni, pe această cale. Nu ne facem o reclamă agresivă, nici n-am avea cum și nici nu, din păcate pentru noi, nu mergem prin școli să racolăm, cum a spus Sorin, cu ghilimele de rigoare. El a fost recomandat, nu racolat. Exact. Având în vedere că toți antrenorii amintiți mai devreme au un job stabil, iar chestia asta o face fiecare după program, într-un fel de voluntariat, dacă îi putem spune așa, pentru că suntem, așa este dictonul clubului nostru, că suntem voluntari, facem din pasiune și așa mai departe. Bun, pasiune până la un punct, pentru că aveți nevoie ca să vă deplasați, pentru o competiție aveți nevoie poate, nu știu, de ceva hrană, de ceva suplimente nutritive și așa mai departe. Corect. Că nu le dați prime de joc, nu intrăm într-un alt domeniu dintre ăsta în care sunt convins. Sigur că nu. După cum am discutat și mai devreme, totul se face din pasiune. Exact, dar totuși... Însă venind la partea financiară... Exact, trebuie să existe ceva. Nu, puțin trebuie să fie. Da. Cum vă asigurați bugetul acesta? În primul rând, părinții își sprijină copiii. În al doilea rând, sunt foarte mulți voluntari, tot din rândul părinților, care ne ajută și cu muncă administrativă și din punct de vedere financiar. Și mai avem și un parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Triumf, în momentul de față. Parteneria care presupune ca noi să purtăm numele de Triumf, iar ei să ne sprijine și din punct de vedere financiar. Însă avem sponsori, nu foarte mulți, părinți care, repet, ne ajută cu ce pot și ne desfășurăm activitatea în limite normale unui club de mini rugby, pentru că asta suntem de fapt. Am acces mai sus la categoria sub 15 ani de dragul acestor copii și pentru că știm că au mult potențial, în primul rând seriozitate, calități
și devotament. Însă noi, prin excelență, suntem club de mini-rugby și de aici au plecat inclusiv ei, de la 8, 10, 12 ani. Bun, revenim la voi. Tu ai rămas dator cu acea experiență la echipa națională. Să-mi spui unde ai jucat. În acel moment eram la clubul ACS Flamingo. Am plecat în Italia o săptămână cu autocarul. Am petrecut clipe frumoase alături de colegii mei și când am ajuns acolo, pot spune că am fost primiți cu brațele deschise, având în vedere că stăteam câte doi la câte o familie a unui rival, cu ghilimele. Și stăteam, socializam și cu părinții și cu adversarul și ne ducea la competiții și erau echipe din toată Italia, având în vedere că erau fel de... Se practică această reciprocitate. Dar foarte interesant, pentru că din ce am înțeles, deci ei nu s-au cazat la un hotel, da? A fost ca un schimb de experiență, dacă putem spune așa. Exact. Și au jucat și... Câte meciuri ați jucat acolo? 4, 5. A fost... Practic ziua și meciul ați avut, dacă exceptăm drumul. Ați plecat cu autocarul și ați făcut destul. Având în vedere că și categoria la care a fost Under 12 este turneu pe weekend, la fel ca și campionatul intern regional de la noi, și se joacă 4-5 meciuri într-o zi sau două. Pentru că sunt foarte multe echipe și de aceea e condensat în două zile, nu s-au jucat un meci pe zi, pentru că se joacă 5 minute la cele mai mici categorii de vârstă, după care timpul de joc crește în funcție de vârstă. Deci, practic, voi nu jucați ca și seniorii, pentru că n-ați putea să jucați un astfel de timp și nici nu s-ar putea juca atâtea meciuri în două zile dacă o partidă ar ține cât ține un meci de seniori. Tu, care au fost amintirile tale cele mai plăcute, cele mai bune meciuri de până acum? Păi, am fost și eu în Italia, numai că n-am fost cu el, pentru că el a fost accidentat atunci. Și am câștigat atunci locul 1. Și noi am dormit la familie. Și în România, cred că anul trecut, când am câștigat campionatul național. A fost cea mai bună... Da. Performanța voastră de până acum. Da, anul trecut a fost acesta este trofeul sau reprezintă altceva? Acest trofeu reprezintă toată activitatea noastră pe anul 2016, pentru că este trofeu decernat de Federația, de către Federația Română de Rugby, pentru cel mai bun club de rugby din România, categoria copii. După cum am reamintit mai devreme, este un club de mini rugby. Iar anul trecut am avut, să spunem, fericită ocazie să ne clasăm la 3 din 4 categorii foarte sus. Respectiv campion național la sub 14 ani, la U12 pe locul 5 sau 6, la U10 pe locul 1, campion național, și la U8 pe locul 3. Deci, atât rezultate foarte, foarte bune și cu siguranță nu doriți să vă opriți aici. Nu dorim, însă nu ne facem un scop din rezultate, din a scoate rezultate. Chiar părinții au fost un pic la prima ședință cu părinții care am avut-o. Faceți și astfel de ședințe cu părinții ca la școală? Sigur că da. Și le-am transmis părinților că nu este unicul nostru scop. Și nu vrem să ne îngropăm toate resursele în a scoate rezultate loc 1 și așa mai departe. Și au fost un pic uimiți, pentru că alții mai fuseseră pe la alte cluburi, alții mai fuseseră pe la alte sporturi și zâmbind un pic, așa era totul pentru front, totul pentru victorie. Ori la noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Noi pur și simplu vrem ca să facă mișcare copiii și să se simtă bine, să socializeze, să se împrietenească.
etc. Haideți să mai luăm o pauză legată de, de rugby și să spunem ceva și despre scrimă. Despre scrimerii de la Clubul Sportiv Dinamo, care au obținut două medalii în cea de-a treia zi de întreceri la campionatele europene Under 23 de la Minsk, în Belarus. Iată, ceva mai mare decât rugbiștii pe care îi avem în, în platou. Amalia Tătăran a cucerit medalia de argint la spadă, în timp ce Iulian Teodosiu și-a trecut în cont o prețioasă medalie de bronz la sabie. Teodosiu a pierdut calificarea în finala din cauza unui cartonaș roșu, iar Clubul Dinamo a mai avut trei reprezentanți în concurs la sabie, care s-au clasat astfel: Mădălin Bucur, locul 8, Cristian Bițucă, locul 10 și Sorin Eftimie, locul 32. Revenim la, la rugby. Vreau să vă întreb, tu ai spus, în vară vrei să dai admiterea la un liceu de muzică, da? Da. Tu mai ai un an până... Nu, tu ești deja clasa a noua. Da. A scăpat. A scăpat, da, bine că vin și la el tot felul de, de examene și așa mai departe. Unde vă vedeți voi, spre exemplu, peste 5 ani, să zicem, făcând tot rugby, vă vedeți într-o echipă de seniori, tu te vezi, nu știu, concertând poate la Festivalul Enescu, la București? Poate, dar vreau să nu renunț la rugby, adică nu o să renunț, pentru că îmi place foarte mult. Avem atâția copii care în perioada asta susțin examen de capacitate. Vă e greu și să stabiliți antrenamentele, sau, cred. Exact, nu. Noi încercăm să fim consecvenți, iar dacă nu, din vari motive, nu putem susține ședințele de antrenament, updatăm imediat pagina de Facebook cu care părinții sunt obișnuiți, dar încercăm să fim pe ploaie, pe vânt, în orice condiții, să fim prezenți la stadion și să ținem ședințele de antrenament. Din păcate, unii trebuie să susțină, după cum spuneam, examenul de capacitate, unii trebuie să-și închidă mediile școlare, nu vorbesc de ziua de azi, ci în general, pentru că susținem această activitate de câțiva ani. Și noi tot timpul am lăsat părinților ultimul cuvânt în această relație. Am spus copiilor, am îndrumat copiii, mai întâi trebuie școală, după care venim și la antrenament, pentru că sunt sigur că poate sport fără școală nu merge, însă școală fără sport. Sunt mulți care nu practică sportul și merg cu școala foarte bine. Și nu vreți să le creați lor un deficit, exact, față de ceilalți. Vreau să vă întreb dacă împreună cu antrenorul sau poate singuri vă uitați la televizor, la meciuri de rugby, dacă ați venit la meciuri, pentru că sunt foarte multe și în campionatul național, dar au fost și meciuri ale echipei naționale aici pe terenul de la Arcul de Triumf. Veniți la astfel de jocuri? Da, îmi place să vin pentru că am multe de învățat și foarte multe lucruri pe care nu le văd în fiecare zi. Și mă obișnuiesc să vin pe la meciurile celor mici, să-i susțin, pentru că totuși suntem o echipă, o familie. Trebuie. Deci veniți practic și la meciurile colegilor voștri de la alte categorii de vârstă. Da, exact. Și atunci voi le faceți lor galerie și la rândul lor când chiar, jucați voi? Chiar la ultimul festival, Sorin, alături de încă doi colegi a echipei Under 15, au absolvit un curs de arbitraj și i-am încurajat punându-i arbitri la categoriile mici. Zic că face parte din dezvoltarea personală faptul că văd un meci de nivel internațional, că arbitrează chiar și la mini rugby, că facem, spre exemplu, un cantonament, am încercat să facem analiză video și să le arătăm
în clipuri video ce înseamnă o grămadă spontană, ce înseamnă un joc de suport și așa mai departe, elemente tehnice pe care nu putem să le împărtășim tot timpul fiind pe teren și lucrând doar cu ei, nu putem să le împărtășim tot timpul, ci putem da exemple și și video ca ei să înțeleagă cât mai bine. Și atunci cred că astea fac parte din dezvoltarea lor personală pe plan sportiv și cresc frumos. Spuneați că el a absolvit și acest curs de arbitraj. Cum ți s-a părut să fii cu fluierul, să-i arbitrezi pe ceilalți? Trebuie să fii acolo total echidistant, nu poți să ai niciun fel de partipri cu vreuna dintre echipe sau cu vreunul dintre sportivi, chiar dacă poate, nu știu, unii au fost colegi sau sunt prieteni. Având în vedere că era o competiție amicală, presiunea nu prea nu exista. Având în vedere că practic acest sport, știu unde să mă poziționez în teren, pentru că simți jocul, cum se spune. Da, și știu când se petrece, cum se petrece și dacă am experiență, știu și cum să mă poziționez în teren, revin. A fost foarte frumos. Primul meci a fost mai greu. A fost mai greu, ai avut emoții, așa cum aveți voi și acum, pot ține emoții la acest interviu, dar trebuie să le depășim. Ți-ai propus o carieră, poate și în arbitraj, în afară de jucător? Probabil când o să termin cu cariera de jucător. Să fii un arbitru foarte bun. Aș vrea să încerci. Da. Dar tot din pasiune faceți și acest lucru, pentru că sunt sigur că nu se câștigă foarte mulți bani ca spre exemplu la fotbal, și atunci dacă nu e pasiunea pe primul loc, nici noi n-am existat niciunul. Nici n-am mai fi făcut această emisiune sau aș fi avut alți invitați în platou. Probabil. Și nu pe dumneavoastră. Bun, revenim puțin la tenis, am făcut o paralelă puțin mai devreme. Așa cum știm, echipa de Fed Cup a României a reușit să se mențină în grupa a doua valorică după ce a învins Anglia pe terenul de la Mamaia. Dar de data aceasta vreau să vă dau o altă știre legată de o sportivă legitimată la Clubul Sportiv Municipal București. Este vorba de Monica Niculescu, care împreună cu taiwaneza Su Wei Shih, cap de serie numărul 2, această pereche a câștigat finala probei de dublu din cadrul turneului de la Biel din Elveția. Cele două au dispus cu 5-7, 6-3, 10-7 în tiebreak de elvețiencele Timea Bacinski, Martina Hingis. Aceasta din urmă, știm foarte bine, după o pauză a revenit în circuit. Concursul a fost dotat cu premii totale în valoare de 226.750 de dolari. Niculescu și Shih sau favoritele numărul 2 s-au impus într-o oră și 45 de minute și au primit 280 de puncte WTA. Monica Niculescu, așa cum spuneam, legitimată la CSM București, și-a trecut în palmares al 8-lea său titlu la dublu, după cele câștigate în 2009 la Budapesta, 2012 la Hobart, în 2014 la Shenzhen și Hobart, 2016 la Shenzhen, apoi la Washington, tot în 2016 și tot anul trecut la New Haven. Pentru Monica Niculescu a fost prima finală la dublu în 2017, după o finală la simplu în Hobart în luna ianuarie a acestui an. Vreau să vă întreb legat de rugby, dacă aveți un sportiv preferat de la noi sau poate din străinătate. Aveți un idol? Îmi place foarte mult centrul de la Noua Zeelandă, Sonny Billy Williams, care face sport în timpul liber și face stilul lui de joc și cum gândește. Ca să îl completez un pic, acest sportiv este un sportiv complet, fiind campion național al Noii Zeelande la box și campion mondial cu echipa All Blacks la rugby.
se pregătește la cel mai înalt nivel pentru cele două sporturi și cred că este un exemplu bun de urmat pentru acești tineri care aspiră să ajungă, poate nu ca el, însă cât mai sus în cariera sportivă. Te-aș întreba și pe tine dacă ai un sport preferat. Și al meu tot Sonny Bill Williams ar fi, dar mai e și Manonu și Dan Carter, toți sunt de la Noua Zeelandă și îmi place stilul lor de joc în general și ca echipă, nu numai ca persoană individuală. Au un stil aparte. Suferiți alături de ei când vedeți un meci în turneul celor 5 națiuni? Nu, da, ei sunt angrenați în Rugby Championship cu echipa națională și există meciuri, se numesc test, care contează în rankingul mondial, dar de foarte puține ori trebuie să suferi alături de echipa Noii Zeelande pentru că practicăm un rugby, li se spun extraterestri și așa mai departe, apelative pe care le dă presa și nu prea pierd. Da, păi de asta am pus și întrebarea, da. Pentru că ei sunt cam cum sunt Real Madrid și Barcelona în fotbalul actual, dacă putem spune așa. Facem o paralelă, nu știu dacă forțată sau nu. Vom lua acum o pauză, nici ea nu este forțată, dar o pauză de publicitate și ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii să discutăm și poate ce planuri de viitor aveți, pentru că cu siguranță nu vreți să vă opriți aici, nici voi, nici dumneavoastră ca și antrenori. Deocamdată publicitate.